Mămuca s-a dus să prepare supa. Iar noi, hai să colorăm. Să colorăm, asta e pentru copii mici. Nu, nu vreau. Nu, e foarte interesant să colorăm. Atunci, hai să citim, uite de aici. O poveste? Da. Bine. Povestea celor patru lumână. Nu. Peter Pan. Nu. Povestea celor trei copaci. Nu. Telefonul mamucăi. Știi ceva, Cumințica? Tu colorează, iar Badea o să se joace în telefonul. Să mă joc? Nu! O să câștig. Cea, pa, pa. Ura! Am câștigat! Sună. N-am timp. Trebuie să mă joc acum. Ieduților, unde sunteți voi? Da, 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 mamucă, suntem aici. Dragii mamucăi, nu cumva a sunat telefonul meu? Sigur nu a sunat. Păi de mine, cât timp a trecut de atunci? Bine, uite, supa deja este gata. Deci, dacă sună telefonul meu, mă anunțați. Pentru că pentru voi este pregătit ceva dulce. Bine, eu sunt la bucătărie. Mă strigați în caz de ceva. Da, mamucă, da. Nu strigă el. E telefonul mamucăi. Și ce? Ce a sunat? El a sunat. Na, nimeni important. Dar nu e voie să ne jucăm cu telefonul. Sună din nou. Ei, liniște! Șșș, liniște! Ieduților, supa deja este gata. Da, haideți să mâncăm toți împreună. Sigur nu a sunat telefonul meu? Nu a sunat. Păi de mine, dar ce s-a întâmplat? Băi, cum nu a sunat? Uite, sunt două apeluri neprenumate. De ce voi nu m-ați anunțat că mi-a sunat telefonul? Mamucă, ștrângă-l! Ștrângă-l! De ce nu m-ai anunțat că a sunat telefonul meu? Nu știu. Iarăși te-ai jucat în el. Uite, pentru că tu nu m-ai anunțat la timp că a sunat telefonul și pentru că tu ai luat telefonul fără voie, astăzi rămâneți fără înghețată. Da, da, da. Știți cine a sunat atât de insistent? A sunat nenea care aduce înghețata. Și pentru că eu nu am ieșit la timp, el a plecat și voi ați rămas fără înghețată. Nu vă mânca înghețată! Data viitoare, să știți, dacă sună telefonul meu, să mă anunțați. Bine? Bine, mamucă! Sfârșit de învățătură!